primar continuă programul de asfaltare a străzilor din municipiu, chiar și în cartierele mărginașe municipiului Râmnicu Vâlcea. Da, am luat cartierul Copăcelul Căzănești, suntem la, nu știu, la șaptea, opta stradă care e asfaltată, strada Ulțeștilor. Am promis că o finalizăm. Uitați, astăzi se face recepția. Zilele următoare vom intra pe strada Posada. Deci ne respectăm într totul programul pe care l-am promis pentru râmniceni. Deci, în rest, eu zic, vorbi mai puține. Mulțumit de lucrare, cum arată? Da, arată foarte bine. Acum mergem până la capăt să vedem cum este făcut. Dacă duci numai în față aici, așa, cât o vedem, dar noi mergem până la capăt să vedem cât este făcut, dar arată impecabil, pentru că avem un diriginte de șantier care a urmărit permanent această lucrare și sunt obligați să facă conform caietului sarcini. Este o lucrare complexă pe lângă gorul asfaltului, a presupus și rigolele. Da, un lucru delicat aici, pentru că vreau să vă spun că dacă ar fi după mine, aș fi făcut strada de două benzi, dar aici așa sunt proprietățile, oamenii nu mai pot să-și depărteze casele stânga-dreapta. Din păcate, e o boală, e o veche veteahnă noastră a românilor, care am venit cu gardurile cât mai apropiați unul de altul, fără să ne gândim că în viitor orașul se dezvoltă și că atunci când vin două mașini, foarte greu, una trebuie să stea pe o parte ca să treacă cealaltă. Dar vreau să spun că am luat o decizie în Consiliul Local și tot ce trebuie să fie un început, tot ce se construiește de aici încolo trebuie să aibă minimum două benzi de circulație, strada, minimum două benzi de circulație și trotuare. Dar cei vechi trebuie să merge pe vechea structură. Noi ne respectăm promisiunile. Cred că cel mai bine este să vorbiți cu oamenii de pe strada asta și ce vă spun ei, asta trebuie să luați în calcul. Auziți de bine. E de bine atunci.